Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din studio Alfa Omega TV. Suntem la Alfa Omega în obiectiv. Emisiunea aceasta este în direct. Motivul pentru care am decis să avem în direct și emisiunea Alfa Omega în obiectiv este acesta. Peste câteva minute, din același loc, din același cadru, o să avem o emisiune specială, live, în direct și aceasta, Calea Adevărului și Viața, o ediție specială la care i-am invitat pe Ioan Caba și Florin Dan, o ediție a emisiunii Calea Adevărului și Viața în Joia Mare, sub genericul Mărturisind Puterea Învierii. Am vrea însă să nu pierdem această ocazie, această zi de joi, în care de obicei v-am prezentat câte ceva din viața studioului Alfa Omega TV în cadrul acestei emisiuni Alfa Omega în obiectiv și de aceea, alături de invitații noștri care deja sunt în studio și aș ruga pe cei din regie să-i prezinte, Ioan Caba și Florin Dan, bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Este alături de mine și soția mea, Mirela, care va fi pentru primele minute ale întâlnirii noastre alături de noi. O să vorbim câte ceva despre Alfa Omega, dar nu neapărat ca de obicei să vă prezentăm lucrări speciale, nevoi deosebite a lucrării Alfa Omega, ci vrem să vă mulțumim în această zi specială, în această joie din vinerea mare. Din săptămâna mare, iertați-mă. Este joi, așadar, astăzi, în săptămâna 14, emisiunea este în direct, Alfa Omega în obiectiv. Vă reamintim, peste aproximativ un sfert de oră vom intra în cea de-a doua emisiune principală în acestei seri, Calea Adevărului și Viața. De pe acum vă spun, puteți să trimiteți la adresa noastră de e-mail rugaciunea@alfaomega.tv sau la telefoane care din când apar pe ecran cererile de rugăciune. În partea a doua emisiune, până seara târziu, spre miezul nopții, ne vom ruga împreună cu invitații noștri pentru cauzele dumneavoastră. Deja au venit multe cereri de rugăciune prin telefon, prin e-mail. Ne vom ruga mai pe îndelete, ca de obicei. Ne-ați și reproșat că ne rugăm mai puțin. Ne vom ruga mult în această seară pentru dumneavoastră sub acest generic Mărturisind Puterea Rugăciunii. Pentru prima parte a emisiunii noastre, așadar, împreună cu Mirela, am vrea să spunem câteva cuvinte despre Alfa Omega. Suntem în această sărbătoare de Paști la un moment, zic așa, important, de bilanț, într-un fel. De obicei, și ca orice român, de Paști, de Crăciun, ne uităm în urmă ce a făcut Domnul în viața noastră. Peste câteva săptămâni aniversăm și noi 5 ani de când suntem în emisie cu canalul Alfa Omega TV, după ce în urmă cu mai bine de 17 ani am început lucrarea Alfa Omega, o lucrare de media mai complexă. Am pregătit, Mirela, eventual niște gânduri cu care suntem în această săptămână a Paștelui, uitându-ne în urmă la ultimii ani sau la ultimele săptămâni legate de lucrarea Alfa Omega. La acest moment de bilanț pot să zic că Dumnezeu a fost credincios, că și-a dovedit credincioșia de fiecare dată, că în momente de cumpănă, în momente de sâmbătoare mare, nu ne-a lăsat niciodată descoperiți, nu ne-a lăsat de rușine, a fost ajutorul de neclintit în vremurile noastre de chiar de îndoială și de cumpănă. În mod special, am trăit diverse momente de Paști în această călătorie noastră cu Dumnezeu, de când a început Alfa Omega și de când și ne-am devenit creștini născuți nou. Dar ca anul ăsta parcă n-a fost. E o dimensiune nouă pe care o percep. O pace adâncă în mijlocul furtunii și cred că Dumnezeu asta lucrează acum în mijlocul, în inimile noastre, în inimile celor care sunt născuți din nou. Un an al tulburărilor, un an oarecum la începutul acestui an Domnul ne-a zis că este complet diferit de tot ce am experimentat până acum, că am intrat într-o nouă fază de timp, în timpul lui, în derularea evenimentelor de sfârșit și percepem cu toții că într-adevăr este diferit totul. Și chiar dacă tensiunile poate au fost foarte mari, mai ales în ultimele zile, în această săptămână mare, ispite deosebite, am experimentat acea pace adâncă și acea odihnă în Domnul. Chiar cu amenințări care poate în anii trecuți ne-au provocat îngrijorări, ne-au apăsat, ne-au făcut să ne clătinăm, poate. Am experimentat ceva nou anul acesta cu Dumnezeu, în această săptămână specială și așa să vă încurajez. Este un an deosebit în planul Domnului și este o săptămână deosebită. Este o fereastră de har pe care Dumnezeu a deschis-o peste țara noastră pentru copiii Domnului din România și cred că nu numai pentru noi. Și bine ar fi să fim cu băgare de seamă și să nu irosim timpul, să ne încărcăm bateriile în această vreme, să ne lipim tare de Domnul și să primim tot ce are El pentru noi, pentru că
Domnul știe ce vrem urmează și dacă acum ne face să experimentăm o pace adâncă în mijlocul furtunii, este că vrea să fim pregătiți pentru furtunile care vor veni. Da. Da, simțim și noi că vremurile sunt aproape și că trebuie să facem tot ce ține de noi și prin lucrarea Alfa Omega pentru a fi parte din planul Domnului. Uitându-ne în urmă în acești ani, suntem bucuroși că am fost alături de câteva lucrări importante ale Domnului în România. Una din acestea este lucrarea Rugul Aprins și Măslinu și avem pe prietene și colaboratorii și partenerii noștri alături de noi astăzi în această joie specială. M-a întrebat fratele Nuțu Caba înainte de a începe în această emisiune dacă vreodată mai avut într-o joie mare vreo emisiune sau ceva. Este prima dată când noi aici din studio Alfa Omega TV avem emisiune live în direct în această zi cu totul specială, cu o încărcătură spirituală mai aparte. Și așa cum spuneam, Mirela, și zilele acestea au fost mai speciale, dar cred că și seara aceasta simțim, avem o stare de așteptare, simțim că Dumnezeu va face ceva, poate și prin prezența noastră aici și prin ce discuții simple care o să le avem și mai ales prin rugăciunile care o să fie. Vă provoc să vă gândiți la două, trei gânduri despre Alfa Omega. Știu că sunteți în zona Bihor, Alfa Omega este recepționat acolo, poate o să aveți câteva gânduri în partea imediat următoare a discuției noastre. Eventual, Mirela, am vrea să mulțumim până atunci celor care au fost alături de noi în diverse feluri și moduri. Eu sigur că am spus și cu alte ocazii, Alfa Omega este o lucrare fără să fie să reprezinte un cult, o denominațiune, este o lucrare a Domnului. Credem și dorim să reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos prin media în România și în această parte a lumii. Foarte multă lume este parte, într-un fel sau într-altul, din această lucrare. Sunt poate sute de oameni dintre cei care ne ascultă, care ne și ajută financiar, cu bănuți puțin, se roagă pentru noi și vrem să le mulțumim acelea. Să vă mulțumim și dumneavoastră pentru că sunteți alături de noi. Dacă vă uitați la noi în acest moment, într-un fel sunteți deja parte, dar mulți dintre dumneavoastră care vă uitați, ne încurajați, ne trimiteți scrisori, e-mail-uri și ne și ajutați cu din puține dumneavoastră în momente importante. Da, aș vrea să remarc aici, în acest punct al mulțumirii, că am simțit foarte puternic dragostea lui Hristos manifestată prin frații noștri. Pur și simplu trăim în râurile iubirii lui manifestate prin cei care s-au unit împreună cu noi în această lucrare, care ne sprijinesc. Așa de mult contează o încurajare, o rugăciune, un telefon de încurajare, de mergeți mai departe, vă susținem, suntem alături de voi. Și aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut lucrul acesta și cred că sunteți foarte mulți care poate nu v-ați exprimat, dar sunteți undeva acolo nascuns și vă rugați pentru Alfa Omega, pentru ca Evanghelia să fie răspândită cât mai departe. Și aș vrea să vă mulțumim din toată inima. Domnul știe o semnă la fiecare care este nascuns în cămăruță și El vă va răsplăti. Noi putem să vă spunem doar vă mulțumim din suflet și simțim dragostea Domnului manifestată prin voi. Da, eventual peste vreo un minut și jumătate să dăm drumul la un mic spot, un minut, două de niște interviuri, niște opinii ale unor bihoreni despre Alfa Omega, dar eventual până atunci un gând, cum vedeți Alfa Omega din Oradea, din Ceica, așa? Nu trebuie neapărat să ne lăudați, dar așa, cum o percepeți ca telespectator sau ca oameni care, într-un fel sau într-altul, primiți reacții direct sau indirect despre ceea ce Dumnezeu face prin Alfa Omega? Într-adevăr, îmi spuneați de 5 ani de zile de când lucrați ca televiziune, se vede o îmbunătățire a felului în care oamenii percep lucrarea Domnului în România. Se poate și altfel. Și nu numai că o percep ca altfel, ci o percep în fiecare zi. E o biserică în fiecare casă, la urmă urmei. Cântarea, predica, rugăciunea, învățătura, totul este. Și departe de a ne gândi că e o comoditate ca să stai în fața televizorului, dar este, și mi-am dat seama că asta este, mâna Domnului întinsă până aproape de oameni care, în timp ce își fac treburile în gospodărie, chiar servesc masa sau calcă haine sau fac curățenie, pot în același timp să audă sau să vadă ceva ce Dumnezeu lucrează. Și asta e un lucru îmbucurător. Asta văd în special la țară. Bihorenii
Mai mult decât mulțumitor Domnului, să zic așa. Da. Județul Bihor este județul poate cu cea mai largă acoperire vis-a-vis de canalul Alfa Mega TV, atât orașul Oradea, cât și alte localități mai mari sau mai mici din Bihor ne recepționează intens. Dacă regia este gata, putem să dăm clip oricând. Frate Ioan Capac, știu că primiți telefoane din toate colțurile țării ca urmare a unor emisiuni, a unor registrări cu Ruga la Prins sau Mărlinul pe care le difuzăm și într-un fel simțiți prin asta pulsul difuzării canalului Alfa Mega. Da, e adevărat. Primesc telefoane zilnic din țară, peste hotare, foarte multe telefoane și îmi spun, vă sun pentru necazul care îl avem, problema care o avem și am găsit de la Alfa și Omega. Primind atâtea telefoane și întâlnind atâtea lucruri, m-am gândit la ceva. Prin posturile de televiziune curg atâtea izvoare la nivel național de izvoare. Izvoare diferite, cu ape diferite, ape care îmbolnăvesc, ape care tulbură pacea în familie, ape care fac rău. Am constatat, după telefoanele care le-am primit, că Dumnezeu a binecuvântat România cu acest post de televiziune Alfa și Omega și v-a folosit pe dumneavoastră, Dumnezeu v-a folosit, a rânduit aceasta, când în casele oamenilor poate curge o apă limpede, o apă care dă pace, liniște, bucurie, mântuire, vindecare, rezolvare în familie, rezolvare în familie, soț-soție, părinți, copii. Și aceste izvoare, repet, sunt o mare binecuvântare pentru mulți locuitori a României. De aceea avem datoria să ne rugăm și să facem ce putem și ce ne aparține noi și putem face. Să facem totul ca să fie binecuvântată România, să fie binecuvântate familii din România, să fie vindecate familiile din România, să fie salvate familiile din România. Amin. Pentru că aici la Alfa și Omega e vorba de Evanghelie. E vorba de Dumnezeu, e vorba de Iisus, e vorba de Duhul Sfânt. Ori, prin ce se confruntă așa de mulți oameni? Nu pot găsi rezolvare, numai Dumnezeu, Iisus, Duhul Sfânt, Evanghelia. De aceea ne bucurăm de ceea ce se petrece și cred că atât de datoria noastră cât a tuturor este să ne rugăm, să sprijinim și să facem tot ce se poate. Eu cred că prin aceasta se vor aprinde noi scântei, noi focuri sfinte în multe case. Și vor fi rezolvate mari probleme în multe familii. Și de ce nu chiar la nivel național? Ne rugăm pentru aceasta. Amin, Domnul să lucreze. Am fost în urmă cu câteva zile o echipă de la Alfa Mega, vreo 10 persoane de la noi. Mirela a fost, i-a însoțit, am fost la Peniel, tot la Oradea. A fost întâlnirea anuală, conferința anuală Peniel și colegele noastre au luat câteva interviuri. Am făcut o mică selecție, 2-3 minute. Aș fi bucuros să vă mărim împreună și după aceea să revenim pentru să ne rugăm. Omega reprezintă pentru mine cel mai puternic canal TV creștin din România, care are un impact mare și cred că pe viitor va avea și mai mare impact în România, în rândul creștinilor și în rândul celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Eu mă bucur de Alfa Omega și de colaborarea care o avem de atâția ani, deja din 2002. E un post de televiziune fidel, oarecum, Penielului, care, iată, multiplică mesajele de nu știu câte ori mai mult și sperăm ca și mesajul de la această conferință să fie transmis cât mai mult posibil. Îmi place că este o televiziune care prezintă tot spectrul creștin. Îmi place că nu este doar pe un singur culoar. Îmi place că este deschis și la protestanți și la catolici, la ortodoxism și este un post de televiziune în care, văzând tot spectrul, toată panorama aceasta, omul poate să aibă o privire generală asupra ce se petrece. Deci faptul că nu este strict pe anumită confesiune, cred că prezintă exact cum este lumea creștină, și cu pozitivul ei, dar și cu negativul ei. Mai urmăresc pe TBN de la 4:30 și acele discuții
care sunt despre creație și știință, despre felul în care Dumnezeu a creat omenirea noastră, îmi fac mereu plăcere. Și selecțiunile care mai sunt prezentate atunci, la acea jumătate de oră, pe TBN Europe, la 4 jumate. Când am timp să mă uit la Alfa și Omega. Îmi plac emisiunile creștine. Mi-aș dori să fie mai multe televiziuni. Îmi place tare de mult. Este un post care încerce să fie la zi cu ce face Domnul în mai multe locuri în lume și dorește și să fac interviuri și discuții între alți confesii și alți oameni care cred în Dumnezeu, dar poate au o diferență doctrinală, dar merge înainte și cred că am văzut că aveți o inimă pentru Domnul și că Domnul lucrează prin voi și mă bucur pentru voi. Fiecare experiență cu Alfa Omega a fost ceva frumos și pozitiv. Contează foarte mult să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Fratele pastor Sami Toțac a prezentat cuvântul lui Dumnezeu și vedem și în această prezentare frumusețea care există în lumea evanghelică. În abordare în care avem curajul să spunem ce credem și avem curajul să ne pocăim pe baza cuvântului Dumnezeu. Mi-a plăcut. Umblarea în firea pământească uneori ne face să credem că e singura realitate, că nu se poate numai așa. Umblarea în Duhul e o altă realitate, se poate și altcumva. Deci această altă realitate e vorba de umblarea în Duhul Sfânt. A fost o scurtă secvență, niște selecțiuni de la niște interviuri care au fost luate la sfârșitul conferinței Peniel. Profit de acest moment să vă spun, vom urmări în săptămâna următoare imagini mai largi de la Peniel. L-am înregistrat acolo 2 zile intens, multe materiale împreună cu colegii noștri, să le urmăriți la timpul potrivit. În final am lăsat o concluzie a pastorului Iuliu Centea, care spunea despre această ediție a conferinței că a fost o conferință axată pe Duhul Sfânt, o altă realitate despre umblarea în Duhul. Suntem bucuroși că cel puțin tineretul este provocat și pe această direcție a supranaturalului, a umblarea în Duhul, lucruri care poate n-au fost atât de clare și atât de directe la celelalte conferințe. Mirela, tu ai fost acolo chiar parte, poate ai un gând despre cum a lucrat Domnul în tânăra generație sau ce și-a propus această conferință. Am fost acolo, simțit un pic, să zic, pulsul lucrurilor din această conferință. Tineretul a fost provocat cu trăirea în această altă realitate, ca și părinți, din generația părinților, fiind și eu și tu. Cred că provocarea noastră ca părinți să ne rugăm ca tinerii chiar să înceapă să trăiască în această altă realitate. Pentru că presiunile lumii sunt foarte mari asupra lor și cred că e o mare bătălie pentru sufletele lor, poate mai mare decât în anii trecuți. Asta este ce am remarcat. E nevoie de rugăciunea părinților mult mai intensă pentru tânăra generație. Îmi aduc aminte că cam la toate întâlnirile Măslinul, la care am participat, eu cel puțin, fratele Ioan Caba avea un moment de rugăciune special pentru tânăra generație, pentru copiii noștri, pentru a fi centrați la Domnul și într-un fel, Dumnezeu ne-a confirmat și la acest moment pe el că tânărul din ziua de astăzi are nevoie de rugăciune, este provocat, se confruntă cu lucruri mult mai grele ca și generațiile anterioare. La acest peniel am avut în timpul unei sesiuni după ce s-a făcut chemare la altar pentru mântuire, pentru cei care nu erau încă, nu știu, predaseră viața Domnului. Și am avut așa în inima mea că mulți se gândesc că, da, e ok, e ocazia acum, lasă că va fi data viitoare. Și pur și simplu am simțit că acesta a fost un moment de apropiere pe care Dumnezeu l-a dat și că o altă dată pentru ei nu va mai fi. Nu din pricina că poate se păzesc un accident, ci pur și simplu presiunea lumii va fi așa de puternică asupra lor încât nu se vor mai putea apropia de Dumnezeu suficient. Deci, efectiv, m-a șocat lucrul acesta și am plâns și m-am rugat ca, Doamne, cei care sunt în sală și au acum momentul acesta al cercetării, Doamne, mă rog, ca să ajungă la acest moment al mântuirii, să facă pasul credinței și să nu amâne. Și pentru noi este o confirmare, vă spuneam înainte de a intra în această înregistrare, să ne rugăm, chiar dacă ne-am propus să ne rugăm pentru vindecări și rezolvări de probleme, o să ne rugăm poate chiar la începutul
emisiunii noastre și pentru mântuire, pentru că poate mulți, pentru mulți aceasta va fi una din șansele de a-L accepta pe Domnul. Au fost păreri bune, speciale. Mi-a plăcut, așa ca om de Alfa Mega, ce lucruri care au spus. Pentru că vă spuneam, eventual să vă rugați pentru noi în aceste următoare minute, către sfârșitul acestei discuții a noastre. În ultimul an, aproape în fiecare emisiune, i-am provocat pe telespectatori să se roage pentru construcția acestui studio și am văzut, așa văzut cu ochii dumneavoastră, că de un an de zile, aproape la fiecare vizită, mai era adăugat ceva, mai era un colț. Și Dumnezeu a răspuns la rugăciuni, chiar care au fost făcute aici în studio acesta și de către dumneavoastră și de către alți musafiri și de către cei care ne-au ascultat. În continuare vă îndemnăm să ne spuniți în rugăciune. Vă spuneam și cu alte ocazii, avem amenajat aici în clădirea aceasta de trei nivele, doar parterul și la etajul 1 și la etajul 2. Ne-a pus Domnul pe inimă să începem prin credință să amenajăm, să punem pereți. Și avem nevoie de sprijin în rugăciune. Avem chiar așa o listă aici, dar nu-i cazul, poate să o citesc acum în Joia Mare, cu ce nevoie avem de pereți, de rigipsi, așa mai departe, dar vrei tu să te uiți? Această listă de rugăciune o să o punem sub mâinile fraților noștri. Ca să ne rugăm poate minutele imediat următoare. Da, în același timp avem nevoie de rugăciune, sunt nevoie de echipamente noi, suplimentare, pentru a ne putea dezvolta activitatea și în al treilea rând sprijințele în continuare ca să putem să avem acoperite costurile curente, salarii, internet, utilități, taxe, așa mai departe, care este problema noastră, prioritatea noastră numărul unu. Mirela, dacă mai e așa un gând pe final, că vrem să ne și rugăm. Oricum, vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc și Mirela, vă mulțumesc și eu în numele nostru, ca familie, dar și în numele întregii echipe, pentru că simțim tot mai mult că sunteți alături de noi și că sunteți și dumneavoastră parte din lucrarea Alfa Omega, suntem și noi parte din viața dumneavoastră spirituală, fiind în casele dumneavoastră 24 de ore din 24. Un gând? Că, efectiv, chiar că suntem cu provocări foarte mari, suntem extrem de bucuroși. Nu e o vorbă spusă cu ușurință, ci pur și simplu suntem bucuroși că Dumnezeu a ales să ne folosească în vremea asta, în felul acesta. Și întâlnăm și noi bucuriilor noastre. Și pe lângă, doar câteva secunde, pe lângă niște nevoi specifice care le-am spus acum, finalizarea clădirii, echipamente noi și costurile curente, avem nevoie de rugăciune pentru înțelepciune în decizii. Spunea Iuliu Centea că apreciază o diversitate tematică, faptul că reprezentăm mai multe confesiuni, că reflectăm pulsul spiritual al vieții României pe dimensiunea spirituală. Prin Alfa Omega avem nevoie de înțelepciune pentru a discernământ spiritual, pentru a reflecta acele evenimente care trebuie reflectate, pentru a fi pe unda Duhului Sfânt. După cum vedeți, promovăm Clubul Aprind și Măslinul, promovăm mișcarea pe el, promovăm lucrarea străjerilor și alte lucrări mai speciale din România, care poate n-au fost obișnuite și nu sunt poate confortabile pentru anumite grupuri, dar Domnul ne spune, noi ascultăm de Duhul Sfânt și facem ceea ce El ne spune. Deci avem nevoie de discernământ și de înțelegere și vrem să fim instrumentul Domnului pentru aceasta. Și știu că vă pregătesc un verset din Biblie, aș vrea să nu încheiem acest moment, pentru că după rugăciune o să intrăm în partea a doua. Vreau să fac câteva scurte anunțuri și o să repet asta pe parcursul întâlnirii noastre. Această emisiune este în direct, puteți să ne transmiteți cereri de rugăciune pentru partea a doua întâlnirii noastre, care va fi până către miezul nopții, la e-mailul rugaciune@alfaomega.tv sau puteți să trimiteți telefonii cereri de rugăciune la cele trei numere de telefoane aflate pe ecran. Colegele noastre vor aduce în studio cererile de rugăciune. Avem deja destul de multe cereri. Un alt anunț, mâine cei doi invitați ai noștri împreună cu alți slujitori vor fi prezenți aici în Timișoara la Biserica Speranța. Va fi o întâlnire a Măslinului specială, deja intrată în tradiția orașului Timișoara și a lucrării Rugul Aprind și Măslinul, fiecare joi, vineri, mare de dimineață, la Biserica Speranța din Timișoara, de la ora 10 până 4-5 ore, este o slujire specială de vindecare, de rezolvare de probleme. Invit pe toți cei care poate vor să vă întâlnească față în față și să fie acolo în atmosfera aceea a puterii Duhului Sfânt să vină la Biserica Speranța. Colegii mei poate au și adresa, cei care nu știu unde este Biserica Speranța. Și mai un anunț, poate nu se mai pot reveni, este ca de obicei în Timișoara, Marșul Învierii, luni,
dimineața după Paști, de la ora 15, cu pornire din fața catedralei. Acest marș, acest gen de marș are loc și în alte localități în fiecare an. Dacă aveți imagini, puteți să filmați, ne puteți trimite, ulterior vom difuza și din alte orașe imagini de la Marșul Învierii. Deci, evanghelici, neevanghelici, credincioși cu inima pentru Iisus, în cel puțin în vestul României, în Timișoara, Marșul Învierii, luni, a doua zi de Paști, din pornirea din fața catedralei, cu un final în Parcul Rozelor. Dacă aveți un gând pentru noi, un verset probabil. Amintind toate acestea, m-am dus cu gândul la Iacob, când spune că pentru Iosif a făcut o haină pistriță, din mai multe culori. În felul acesta, poate întreaga România se contribuie. Unii contribuie financiar, alții cu rugăciune, alții într-o formă, alții într-altul. Cu încurajare, și zic că avem nevoie încurajare de încurajare. Pe toate linii și vine și spune, haina care mi-a făcut-o tatăl meu. Haina care mi-a făcut-o tatăl meu. Era ceva special. Iată că și aici se sută haina aceasta, lucrarea aceasta, prin Alfa și Omega, prin dărnicie, prin rugăciune, prin mesaje, prin mărturii, mărturisiri. Cei care Domnul le face un bine, o vindecare, o eliberare, ei depun mărturia. Și o țesătură și o haină valoroasă din mai multe culori. Dumnezeu a rânduit ca în vremea aceasta să fie o haină de mai multe culori pentru mulți să poată îmbrăca această haină și să fie o binecuvântare pentru toți. Amin. Domnul să bine pe toți care lucrează la această haină, cu ce poate? Într-o formă, în alta, rugăciune, cu o formă financiară, depune o mărturie în urma unei vindecări sau tot ce face să fie o țesătură puternică, care să fie o binecuvântare pentru România. Și numai pentru România, și pentru românii plecați din țară, în diaspora, care pe unde sunt, și pentru ei să fie o binecuvântare. Această lucrare, Alfa și Omega, această țesătură, să fie o haină, așa cum haina făcută de Tatăl meu, Tatăl nostru Dumnezeu. Și El a rânduit această lucrare care să fie o binecuvântare. Amin. Amin. Păi, eventual, mai am gând sau să ne și rugăm. Pe acea foaie de hârtie care Mirela v-a dat-o, sunt trecute niște nevoi. Avem, știu eu, rigips pentru, pentru etajul întâi, materiale de construcție, încălzire, lucruri din astea contificate și noi le-am adus înaintea Domnului pe această hârtie și cred că vom avea răspunsurile de la Domnul. Ok. Și dorința noastră este ca, da, noi muncim aici, facem, producem programe, înregistrăm mărturii, lucrăm la construcție, dar e nevoie ca Dumnezeu să deschidă prin uși de favoare ca Alfa Omega să fie în cât mai multe case de români. Amin. Rugăciunea noastră de fiecare dată este ca Alfa Omega să fie accesibilă fiecărui român, indiferent că este România, Republica Moldova sau oriunde în Europa sau în întreaga lume. În mod asta este dorința noastră. Amin. Un verset care îl spunea Pavel, bisericii din Filipi. Vreau să-l las pentru că știu că orice cuvânt al Domnului are putere. Suntem în Joia Mare și cuvântul acesta aș vrea să fie așa ca un ca un moto, ca și o aureolă pentru Alfa și Omega. Sunt încredințat, se știe versetul ăsta. Vreau să-l accentuez pentru că Dumnezeu stă în spatele acestei lucrări. Filipeni 1:6. Sunt încredințat că acela, adică Dumnezeu, care a început în voi această lucrare bună sau bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Amin. Și putem zice amin. Amin, amin, amin. El a început-o și avem toată garanția că o va și isprăvi. Amin. Așa că ne vom ruga. E lucrarea lui la urmă. Amin. Amin. Hai să ne rugăm la rugăciune. Da. Tatăl nostru drag și scump din ceruri, mulțumim din toată inima în această seară de Joia Mare, Săptămâna Mare. Venim să-ți mulțumim împreună cu familia Pețan, cu fratele Tudor, cu sora Mirela și cu întreaga echipă care lucrează în Alfa și Omega. Amin. Îți mulțumim Aleluia. Din toată inima pentru că această lucrare a fost începută de tine. Amin. Și pentru vremea aceasta ai găsit vrednici pe oamenii aceștia ca să o ducă până când vei hotărâ tu. Da, îți mulțumim din toată inima că ai găsit cu cale, Doamne, după ani de libertate în România,
ca să poată pătrunde și prin alt mișloc Evanghelia ta, puterea și prezența cuvântului tău în orice familie din România. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru anii care au trecut și privim cu încredere, cu o credință activă pentru anii care ne despart de veșnicie. Da. Nu știm câți mai sunt, puțini sau mulți, dar credem, Doamne, că această lucrare va crește în mâinile tale. Da, această lucrare se va dezvolta datorită puterii tale, da, Doamne, nemărginita ta putere. Amin. În această seară, împreună cu fratele păstor Caba și împreună cu sora Mirela și cu fratele Tudor, Doamne, punem numele tău peste această lucrare. Amin. Pentru anii care vin. Amin. Noi credem, Doamne, că aceste cuvinte au în ele greutate. Mulțumim, pentru că ungerea ta în seara aceasta este aici. Amin. Și așa cum această listă de nevoi care este în fața noastră și ne pune mâinile ca să fie rezolvată prin credință. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, noi știm, Doamne, că multe alte nevoi care mai sunt vor fi rezolvate. Amin. Doamne. E lucrarea ta aceasta. Nu ne îndoim, e lucrarea ta. De aceea de la tine cerem favoare, de la tine cerem ajutor, de la tine cerem înțelepciune și discernământ peste orice lucrare și orice lucru mic sau mare ce urmează să se facă aici. Doamne, nu ne îndoim și nu ne îngrijorăm cu privire la suportul financiar. În mâna ta, Doamne, stau cămările universului și credem, Doamne, că tu poți să reverși din plin. De aceea îți mulțumim pentru tot ceea ce ai pregătit pentru Alfa și Omega, din punct de vedere spiritual, financiar, material, din punct de vedere al slujirii omenești. Fă, Doamne, ca această lucrare să se extindă până în ultimul colțișor al României. Amin, în orice familie unde există un televizor, această televiziune să pătrundă. Mă rog și mă împotrivesc în această seară prin credință oricărui plan al celui rău care se opune. Amin. Amin. Dărâmăm prin credință în numele și în autoritatea lui Iisus Hristos orice forță întunericului care mai oprește această lucrare va fi dărâmată. Amin. Și așa cum Iosua împreună cu poporul Israel au pus mâna pe țara Canaanului și piciorul lor a călcat în țara Canaanului, așa prin credință Alfa și Omega, această televiziune care are, pe care o ai tu în mâna ta, va pătrunde în orice oraș. Amin. Amin. În orice județ. Amin. Amin. În orice localitate. Amin. În orice familie, Doamne. Amin. Și îți mulțumim că vei face lucrul acesta. Din toată inima, în numele Domnului Iisus m-am rugat și îți mulțumesc. Amin. 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 Vă mulțumesc. Aceasta a fost emisiunea Alfa Omega în obiectiv. În câteva minute vom reveni pentru că continuăm în același cadru, o emisiune în direct, Calea Adevărului și Viața, avându-i ca invitați în continuare pe Ioan Caba și pe Florin Dan. Ca de obicei, urarea noastră, rămâneți partener Alfa Omega. Okay. Mare este secerișul. Puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega. Parte la lucrarea Domnului din România.
sună la numerele afișate pe ecran și susține lucrarea de media creștină din România. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu! Vrei să susții Alfa Omega TV și să te bucuri de programe de calitate pe internet? Trimite un SMS cu conținutul AOTV la numărul afișat pe ecran. Vei primi înapoi un cod de acces prin SMS pentru a accesa o secțiune specială cu resurse Alfa Omega. Ajută mai mulți români să primească Cuvântul lui Dumnezeu prin media. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu!